Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Trăim într-o lume plină de pericole. Am văzut următorul titlu, este în pericol acidul din bere. Ce? Acidul din bere s-a scumpit din cauza scumpirii energiei, acum bulele. Bulele. Dioxidul de carbon este mai scump și berea la draft s-ar putea să nu mai aibă acid în ea. Deci ăștia au întrecut orice măsură cu energia. Adică toate ca toate, dar aici o să iasă lumea în stradă. Sunt bere. Bă, da. Tată, măcar berea lăsați, ne bem bere. Berarii români se tem de o criză a dioxidului de carbon în industria alimentară, scriu colegii de la Observator News. Asta o să ajungem să bem bere plată. Sau de-aia o să fie bere slab acidulată, știi cum sunt apele minerale? Slab, slab carbonizat, carbogazificată. Da. Știi? Sau da. Forte. Da, forte. O să fie berea forte. Exact. O să fie scumpă. Foarte scumpă. Da, extrem de scumpă. 20 de lei sticla. Așa o așez eu. Așa te gândești. La 20, bere forte. Voi bere caldă ați băut vreodată? Că mă gândesc că nu o să mai aibă bani nici de gheață. S-a nimerit, bere dar caldă. Mai mult de o gură n-am putut. Bere caldă în sensul cu intenție, nu caldă că nu mergea frigiderul. Sau bere încălzită. Da, bere fiartă. Cum n-am băut niciodată. La nemți au Glühbier, au Glühwein și Glühbier, cum e vinul fiert la noi, e o bere fiartă. Ceva mai, o oroare totală. Serios? Ca o bere fiartă? Da, este o mizerie incredibilă. Iarna trecută am pus și pe Facebook atunci. Am fost să-mi cumpăr condimente pentru vin fiert. Și scria pe ele, am avut surpriza când am ajuns acasă, că scria că sunt pentru bere. Și n-am înțeles. Și era rețeta acolo. Deci se punea la încălzit jumătate de litru de bere cu un călbenuș de ou. Aia era altceva. Da. Nu. Și pui cu plicul ăla de condimente. Aia era... Exista pe vremuri, în sensul de acum câteva sute de ani. O bere în Germania, în landurile germane, se chema Warmbier și care avea în ea, deci se fierbea și se punea în ea, se punea următoarele. Ouă, da. Făină, unt, practic ce găseai prin casă. Ghimbir, nucșoară, sare și zahăr. Cozonac. Deci... Da, cred că da. Serios. Vindeau asta. Pâine-i tot ce trebuie. Da, și beau asta în loc de, au zis, deci pe atunci au considerat că nu, cafeaua este periculos să bei în fiecare dimineață cafea, nu e bun pentru sănătate și ca atare vă oferim, avem această alternativă. Da, chestia asta puteai să o bei dimineața. Bere cu ou și făină, dacă vrei, și unt, caldă, și mai pune niște condimente mici. Ia un shake. Practic e un bere shake. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.